Astăzi facem împreună pâine cu usturoi și cu cașcaval. O rețetă pe atât de simplă, pe atât de gustoasă și pe atât de iubită de toată lumea, mai ales la o petrecere sau ca aperitiv la orice zi importantă din viața noastră. E perfectă! Mereu în zilele ploioase încercăm să gătim chestii interesante. Ce faci acolo? Ce mai tu acolo? Te-am prins! Așa că haideți cu noi într-o zi ploioasă de toamnă la țară. Vizionare plăcută! Povestea acestei pâini a început cu 3 zile în urmă. Mie îmi place să fac pâine câte 2-3 deodată și să le țin la frigider, pentru că pâinea cu maia crește și dospește cel mai bine la frigider, iar când am nevoie de ea, să o coc. Odată ce te obișnuiești cu procesul, efectiv îți intră în mână, este ca un automatism și nu mai stai să gândești și să faci atâtea planuri dinainte, dar cu siguranță vă voi ajuta și cu un plan pentru a face pâinea. Căci la început este mai greu să știi să umbli cu timpul, să te joci cu timpul. Poate te duci la job, poate ai copii, poate nu știi cum să jonglezi puțin cu timpul. Deci, cel mai bine este să hrănești maiaua de cu seară. Hrănești maiaua seara, porții egale, făină și apă, o lași peste seară să crească, iar a doua zi dimineața faci prefermentul sau starterul. El în 4-5 ore, maxim 6 ore ar trebui să se dubleze, iar apoi pui de pâine. Și până seara ai timp să tot întinzi pâinea, să-i dai formă și să faci tot ceea ce trebuie pentru a-și dezvolta rețeaua de gluten. Apoi se bagă la frigider și stă acolo până când îi vine timpul de copt. Pare intimidant procesul, dar când te obișnuiești cu el, va părea așa ca floare la ureche. Importantă este perseverența, ca în orice lucru pe care îl facem în viață. Eu fac cel mai des pâine cu maia, adică 90% din timp, deoarece consider că avem nevoie de cât mai multe alimente fermentate în dieta noastră, căci ele sunt pline de microorganisme și sunt cele mai sănătoase pentru sistemul nostru digestiv. Aluaturile cu maia și murăturile murate doar în apă cu sare sunt foarte, foarte bune pentru tot tractul nostru digestiv. Și eu încerc să le includ în dieta noastră și a copiilor, bineînțeles, cât de mult posibil. Mă copile. N-ai stare, mă copile? Nu, mai e bebeluș care are 2 ani. Nu mai e bebeluș, are 2 ani. Da, sigur că da. Am avut zero. Da, bebeluș încep de la o zi. De la 1. O zi, 2 zile, 3 zile. 4 zile, 5 zile, 6 zile, 7 zile. Și la 7 zile fac o săptămână, iar la 30 de zile fac o lună. Nu, domnule, cine a curățat asta? Ei, cine
Nu știu. Bye. Nu pot să scot din loc. Unde e, ma? Asta îl facem cu ou. Cu ou? Cu unt. Cu unt. Cu unt. Punem unt. Îl pisăm bine, bine, bine. Punem... Așteaptă. Punem unt și după aceea băgăm în pâine. Tăiem pâinea și băgăm în pâine. Hai să vezi ce bun o să scrie pâinea. Și cu cașcaval. Mm-hmm. Și întrerup acest video pentru a vă anunța că șorțurile pe care le vedeți că le port mereu de diferite culori și modele le găsiți la noi pe site pe www.emigranțiingrădină.com. Tot acolo le puteți cumpăra cu plata ramburs sau cu plata direct cu cardul. În același timp pregătim un nou set de șorțuri pentru aceste sărbători, așa că fiți cu ochii pe story și pe postările mele. Dar și rochițele tot acolo le puteți găsi pe www.emigranțiingrădină.com. Mulțumesc. Pentru această rețetă avem nevoie de o pâine, nu neapărat cu maia, poate să fie și cu drojdie, dar să nu fie de pe-a scoasă din cuptor. Eu, după ce am scos-o din cuptor, am scos-o afară, pe prispă, la frig, și s-a răcit foarte, foarte bine, cam în decurs de o oră jumate, două ore. Iar în acest timp am curățat cu copiii foarte, foarte mult usturoi. Deci avem nevoie de o pâine de casă, destul de mult usturoi curățat, o legătură de pătrunjel proaspăt în caz că aveți sau găsiți să cumpărați, dacă nu este bun și pătrunjelul uscat, și unt. Mami, da, mami, da. Mami, te-ai urcat în mine? What are you doing, Dominic? Playing. He's playing, yes. Yes. Of course. Playing. Are you playing? My blood is not loud. Încet, încet. My blood is not loud. Gata, mulțumesc de ajutor. Bravo. Yo, yo. Am pisat usturoiul bine sau se poate trece prin presa pentru usturoi și în același timp am așteptat să se răcească pâinea. Între timp, cât timp pâinea a fost afară să se răcească, am pus de alte două pâini, căci am copt-o astăzi pe ultima din frigider. Deci fac astăzi alte două pâini și le voi coace ori mâine și poimine, ori poimine și răspoimine, în funcție de ce mâncăm, cum mâncăm, cât de mult se mănâncă și tot așa. Maia o am hrănit-o de aseară, a crescut peste noapte. Astăzi dimineață am făcut prefermentul, în 4 ore era și crescut, iar acum pot să pun liniștită de pâine. Până de seară îi fac întinderile și plierile, îi dau formă și de seară o bag direct la frigider. Atât de simplu este. Pentru a face prefermentul folosesc 30 de grame de maia proaspătă, crescută, la maxim plină de bule, 125 de grame de apă și 140 de grame de făină.
Iar pentru pâine folosesc tot acest starter sau preferment împreună cu 750 ml de apă și 1 kg de făină 650. Se amestecă bine până se omogenizează, deci nu se frământă. Pur și simplu se amestecă până se omogenizează, apoi peste jumătate de oră se pune câte o lingură de sare. Sarea nu se pune odată cu prefermentul sau cu maiaua, deoarece o inactivează, așa că aveți foarte mare atenție. Ce faci acolo? Ce mai faci acolo? Te-am prins! Ăla nu-i de joacă! Nu-i? Așa arată pâinea pe care am scos-o din cuptor și apoi am dat-o afară pe prispă la răcorit, iar eu între timp am fiert împreună cu un os în ciorbă legumele, iar acum le voi tăia. Acum, pentru rețeta de pâine umplută, untul se pune la topit, cam un pachet de unt, zic eu, pentru o pâine de 1 kg de făină, cam atât trebuie. Se topește bine, nu se rumenește foarte tare, iar apoi se adaugă usturoiul deja zdrobit, curățat și zdrobit, bineînțeles. Se amestecă bine, 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 până ce se omogenizează cât de cât, iar apoi eu a trebuit să mai aștept pâinea să se răcească, așa că am ieșit la caltaboși să iau din afumătoare, căci s-au fumat perfect și destul și nu mai aveau nevoie de un alt fum. Am lăsat doar cârnații acolo să se mai afume și în același timp să se usuce nițel. Am tocat legătura de pătrunjel, am adăugat-o peste untul topit și peste usturoi, am amestecat bine, bine, bine și apoi singurul lucru ce mai am de făcut este să umplu pâinea deja tăiată prin acele spații libere cu această umplutură. Ca să tăiem pâinea, eu am făcut tăieturi normale, simple, drepte și apoi oblice, ca să fie așa mai drăguță pâinea. Iar după ce umplem cu untul, cu usturoi și cu pătrunjel, bineînțeles, dăm pe răzătoare cașcavalul, cam jumătate de kilogram de cașcaval, și îl băgăm în spațiile libere și pe el, apoi dăm pâinea la cuptor timp de 10, 15, 20 de minute la 200 de grade, depinde de fiecare cuptor în parte, iar apoi o savurăm. Thank you.
Așa că am pregătit masa, le-am pus o ciorbiță de cartofi cu afumătură și tarhon la copii, am pus un os din ciorbiță pe masă, pâinea umplută și poftă mare. S-a mâncat de s-a rupt, cum se zice, le-a plăcut foarte mult și pâinea și ciorba, dar pâinea a fost vedeta, bineînțeles. Sper că v-am dat idei și sper că veți încerca această rețetă. O veți găsi și pe blogul nostru în scurt timp. Între timp, spuneți-mi ce mai gătiți voi în zilele ploioase, ce mai faceți voi în zilele ploioase cu cei mici. Și, ca întotdeauna, vă mulțumim de vizualizare și ne vedem pe data viitoare! Thank you.